Dilemele zilei, bună seara, bine ne-am regăsit. O să discutăm în această seară de problemele cu care ne confruntăm, pentru că, iată, a trecut un an de la alegeri, alegeri în urma cărora așteptam niște schimbări. S-au făcut acele schimbări, dacă nu s-au făcut, se vor face, când anume se vor face, ce investiții ni s-au promis, ce investiții s-au făcut până în momentul de față în Târgu Jiu, pentru că în această seară avem invitați trei consilieri municipali. O să vedem, pe lângă realizările care s-au făcut în municipiul Târgu Jiu și cu ce se mai îndeletnicesc aleșii noștri. În urmă cu două săptămâni vorbeam de o dezbatere publică făcută pe șest, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că nu s-a știut de ea. Au avut noroc organizatorii cu jurnaliștii, spuneam la momentul respectiv, pentru că au fost câțiva colegi jurnaliști în sală. Ei bine, numărul lor i-a ajutat să facă niște poze și să spună că au ținut un fel de dezbatere. Astăzi s-a organizat din nou dezbaterea publică. Este vorba de o dezbatere în care trebuia să se analizeze planul urbanistic zonal al Căii Eroilor. De ce? Pentru că acest ansamblu urmează a intra în patrimoniul UNESCO, adică în patrimoniul cultural european, și cu asta nu este de glumit. Autoritățile noastre trebuie să-și asume o mare responsabilitate. Trebuie să garanteze că în respectiva zonă nu se vor face investiții care să contravină patrimoniului cultural, atenție, și că acele monumente istorice vor fi conservate, vor fi puse în valoare pentru un scop pur de turism. O să vedem și cum s-a desfășurat dezbaterea publică de astăzi. Nu a mai fost una pe șest, pentru că s-a aflat de această a doua dezbatere. Ei bine, a fost în schimb un fel de ședință operativă. De ce? Pentru că mare parte dintre cei prezenți în sală erau angajați ai unor servicii din cadrul primăriei Târgu Jiu, primăria organizatorul acestei acțiuni. Îi salut pe invitații la Dilemele Zilei în această seară. O să încep cu opoziția. Domnul Eduard Berca de la Partidul Democrat Liberal, bună seara. Salut, domnul seara, Mihai Paraschiv de la Partidul Național Liberal și domnul Adrian Tudor de la Partidul Social Democrat, toți consilieri municipali, spuneam, pentru că încercăm să analizăm care sunt problemele municipiului Târgu Jiu. De această dată am început prezentările cu opoziția, o să încep întrebările cu domnii de la putere. Domnul Adrian Tudor, pentru că este și aici imediat lângă mine. Spuneți-mi, spuneam eu, în urmă cu un an se promiteau niște investiții. Puteți să-mi spuneți în momentul de față trei investiții care s-au făcut, care au demarat și s-au făcut în ultimul an în municipiul Târgu Jiu? Bun, bună seara, vă spun și eu și vă mulțumesc pentru invitație. Este adevărat că în urmă cu un an, atât în campania electorală pentru alegerile locale, cât și pentru alegerile parlamentare, PSD-ul a venit cu promisiunea, alături de colegii de la PNL, USL-ul, cu un program pentru municipiul Târgu Jiu. Au fost investiții pe care le-am continuat în municipiul Târgu Jiu și pe care am reușit să le finalizăm, și vorbesc aici de o șosea de centură foarte importantă pentru noi. De asemenea, vorbim și despre demararea unor noi investiții și îmi vine în minte imediat, de exemplu, noua centură care se va construi de peste 20 de kilometri, partea de est a municipiului, care va ocoli municipiul Târgu Jiu. Acestea, să știți că sunt investiții și acest gen de investiții creează locuri de muncă și pe plan orizontal cu diferite firme care asigură materii prime, forță de muncă. Mi-ați indicat două. Una dintre ele era începută de pe timpul guvernării PDL. Spuneți-mi încă una. Îmi mai puteți spune încă o investiție? Vorbim de o investiție care s-a întins pe câțiva ani buni la primăria Târgu Jiu, fiind o conducere a Partidului Social Democrat. Și cred că este
în primul și în primul rând, meritul conducerii municipiului. Eu voiam să scot în evidență faptul că după schimbarea guvernării, adică atunci când se promiteau niște investiții masive, majore, în municipiul Târgu Jiu, știm, premierul Victor Ponta promitea pentru târgujieni și pentru gorjeni locuri de muncă și investitori. Se dădeau chiar locații unde să se creeze parcuri industriale. Ei bine, eu nu știu să se fi creat niciun parc industrial, nu știu să fi venit niciun investitor în Târgu Jiu, de asta vă întrebam pe dumneavoastră, poate le cunoașteți mai bine, poate nu a aflat presa de ele că le țineți ascunse. Cu siguranță și dacă urmează a veni investitorii, iată avem exemplu celor care vin să construiască acel mare centru comercial, au cerut totuși să nu se facă publice anumite informații pentru că le afectează business-ul domnilor lor. Într-adevăr, nu știu dacă le afectează business-ul, este o formă de publicitate aceasta, iar acel mall care se construiește, sau despre acest mall care urmează a se construi, se vorbește la fel de foarte mult timp. Știm, de fiecare dată când sunt, de fiecare dată când au avut loc alegeri, reprezentanții PSD-ului ne-au spus că în Târgu Jiu se va construi un mall. Poate sunt de acord cu dumneavoastră. Poate și la viitoarele alegeri cu molul se vor lăuda domnii de la PSD. Sunt foarte scump, vă promit în 5 secunde. Investiția asta cu centrul comercial a demarat, da? Au început să construiască și au obținut autorizațiile de construcție și au dat drumul la șantier. Că în fiecare campanie veneam și promiteam că va fi un mall în Târgu Jiu, era dorința pe care o aveam și arătam că ei se deschide din partea autorităților locale pentru un potențial investitor, lucru care s-a și întâmplat. Da, să știți că în momentul de față sunt vreo 12.000 de persoane în șomaj în județul Gorj și 48 de locuri de muncă disponibile pentru aceste persoane. Nu știu dacă acel mall care se va construi va reuși să absoarbă diferența. Dar nici n-am adică pretins, de vreo 12.000. Nici n-am pretins. Eu cred că cele mai multe locuri de muncă vor fi create în momentul în care faci investiții în infrastructură. Acolo se vor crea locuri de muncă și iată că se demarează și continuă investițiile în infrastructură. O să revenim și la aceste investiții pe care spuneam. Le trâmbițează tot timpul politicienii noștri în campaniile electorale, dar care nu prind contur așa foarte, foarte repede. Probabil vor să tragă de timp ca să aibă cu ce se lăuda sau ca să aibă ce promite și în următoarea campanie electorală. Domnule Paraschiv, spuneam, sunt 12.000 de persoane, peste 12.000 de persoane și doar 48 de locuri de muncă disponibile pentru aceste persoane la nivel de județ Gorj. Unde sunt locurile de muncă promise? Pentru că oamenii se așteptau să măcar să fie păstrate acele locuri de muncă ce existau anul trecut. S-au pierdut și ele, sau s-a pierdut și o parte a acestora. Vă mărturisesc că am declarat într-o emisiune precedentă că sunt destul de reticent în privința demarării investiției, construcției acestui centru comercial. Pentru faptul că în momentul când s-a prezentat, când a venit firma și ne-a făcut prezentarea proiectului imobiliar, eu am discutat cu reprezentanții dumnealor și am întrebat care ar fi etapele care mai trebuie parcurse pentru ca această investiție să demareze. Dumneavoastră m-au asigurat că doresc să o înceapă cât mai repede, dar vor demara efectiv investiția în momentul când cel puțin 50% din spațiile comerciale din incinta mall-ului vor avea deja solicitări și contracte. Adică firme care să dorească să închirieze aceste spații. Nu știu dacă o să fie chiar 1.000 de locuri de muncă, cum promiteau dumneavoastră. Este bine că investiția a început. V-am spus, am fost reticent până să văd că demarează. Mă bucur că a demarat. Sper că este un plus pentru locuitorii municipiului Târgu Jiu. Este foarte adevărat că nu sunt suficiente aceste locuri de muncă, dar totuși am început și cred că s-a început într-un ritm destul de alert în ce am văzut că se lucrează acolo. Da, spuneam, chiar dacă se va construi acel mall, nu știu dacă va reuși să
creeze suficiente locuri de muncă pentru diferența de oameni care în momentul de față sunt în șomaj. Spuneam 12.000 de persoane, peste 12.000, 12.150 și doar 48 de locuri de muncă vacante prin Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Domnule Berca, nu mai sunteți la putere, într-adevăr, nu vă putem trage la răspundere, dar vă putem întreba, pentru că sunteți și consilier municipal, dacă prin Consiliul Local au trecut proiecte care să vizeze investiții majore ce ar fi putut crea locuri de muncă în municipiul Târgu Jiu. În ultimul an. De când sunt eu consilier local, în afară de această investiție mare, putem spune, în Mor, nu a fost altă oportunitate care să se fie oferit. Eu aș vrea să comentez puțin vis-a-vis de ce înseamnă locurile de muncă în Mor. Acolo se creează, practic, o zonă de comerț, o zonă de consum. Da? Deci că locurile vor fi fundamentate tot pe consum, pe un consum care era într-adevăr existent, dar orientat către alte localități, și aici mă refer la Craiova, Severin, în sfârșit zonele limitrofe. Da? Practic, acum putem spune că oamenii din Târgu Jiu vor putea să acceseze aceste produse pe care le cumpărau din alte moluri, Vâlcea, București, da? Aici, la Târgu Jiu. Da? Dar locurile de muncă astea, da, se creează creându-se tot pe consum, trebuie să aibă de unde să atragă fondurile necesare. Ori investiții în ce? În producție? În servicii? Da? La nivel regional, la nivel național? Nu există. În momentul de față, în Gorj, mai sunt 3 exportatori. Târgu Jiu este pe ultimul loc, nu? La export. Din țară. Ca oraș, reședință de județ. Județul Gorj. Județul Gorj pe ultimul loc. Deci suntem pe ultimele locuri la producție. Dar alta decât energie și cărbune. Da? Ori, noi în 90, în 96, în 2000, în 2004, în 2008, am avut o serie de entități industriale care au ajuns pe guvernarea, să mă scuze domnul Tudor, PSD, PDSR, PSD, nu de 23 de ani. Eu vă scuz că erați acolo atunci la PDSR, eu nu eram. 95, aia era în momentul... Da. Da, păi deci nu-i nimic, se întâmplat. Construiește molul și poate vom exporta ceva. Nu, eu v-aș spune doar atât. În momentul de față în țară, dezvoltatorii de astfel de entități, da, sunt într-o mare dificultate. Deci nu numai în ultima lună, sunt 3. Da, mă refer la cel de la Constanța, la Suceava, care au închis și devin, cum se cheamă? Nu, Doamne ferește, nu sunt fatalist. Dar investițiile în producție sunt cele care generează locuri de muncă de durată. Da, acolo va fi un aflux, da, sau practic vom schimba zona de interes, apetitul pentru anumite produse de lux sau de un consum așa, din nu ne vom mai deplasa în alte orașe și vom rămâne aici. Dar încă o dată, asta trebuie să fie susținută, consumul ăsta trebuie să fie susținut de resurse atrase din alte sectoare economice. Nu știu, de unde am putea atrage domnule Paraschiv? Mă bucur să constat că domnul primar Cârciumaru a fost destul de sau foarte deschis la propunerile noastre, ale mele și ale colegului meu Matei Nădrac, împreună cu dânsul am discutat vis-a-vis de deschiderea, posibila deschiderea zonei CET pentru investitori și pentru a crea niște facilități pentru investitori care creează cu adevărat locuri de muncă și nu mă refer numai din domeniul consumului. Când ați discutat domnul Gârciumar? În câteva luni. Eu de anul trecut, dacă vă faceți aminte că sunteți amândoi aceia, vă spuneam că o intenție de a vinde activele din CET la evaluările de piață e o aberație. Da, așa este. Acele... Anul trecut, în prima ședință de Consiliu. Acele evaluări au fost greșite un an, din punctul... Un an de zile, un an și mai bine de zile de la acea ședință în care vă spuneam. Și asta cu etape succesive de devalorizare a activelor.
Ei, dacă aveam poate anul trecut o astfel de decizie salutară, într-adevăr, a Consiliului Local, da, de a da posibilitatea investitorilor cu un european să investească, eu cred că aveam poate și în momentul de față rezultate, dar a trebuit să fie un an jumate de boicot. Eu sper da, că acest, la performanță, acest de boicot demers chiar este la baza acestei dezvoltări a orașului. Este singura zonă care eu am reușit să o identific cât de cât, pentru că vorbim de un teren de peste 70 de hectare acolo și facilitățile prin care Consiliul Local a încercat să atrage investitori este chiar această chirie de care, concesiune de care vorbea domnul Berca. Bun, ce pot să vă spun? Eu sunt consilier din 2004 și cunosc discuții mult mai în amănunt legate de zona CET, chiar de la foști colegii noastre, care au fost consilierii, care au venit și dânsii cu propuneri. Dar oricum au fost în minoritate tot timpul. Bun, au susținut și dânsii. Să știți că și noi am avut discuții în acest sens și proiecte în acest sens. Dar haideți să discutăm puțin și să facem un ușor apel la memorie. Până acum se discuta, domnule, de ce nu vin investitorii în Târgu Jiu? Pentru că nu există infrastructură. Și acum mă voi referi strict o sensul la această zonă CET, unde vreau să ating două probleme. Unu, până acum în zona CET nu a existat infrastructură, de-abia în toamnă s-a inaugurat, s-a recepționat acea centură care trece prin zona CET. Da? Este un pas foarte mare, pentru că oferi unui potențial investitor acces. Utilitățile dar care trebuie să fie la dispoziție. Nu era ruptă de o cale de acces. Știm că pe acolo trecea un drum, o pseudocentură a orașului sau vechea centură. Acum avem o centură care străbate toată zona aceea, zona fostului CET. Iată că s-a făcut o investiție și pot veni potențial investitori în acest moment. E funcțională de este ceva funcțional. Vreme. De o jumătate de an. De jumătate de an. De ce de atunci și până acum nu s-a discutat despre construirea acolo unui parc industrial? Este ușor, este foarte ușor să discutăm, facem parc industrial și oferim cu un euro metru pătrat pentru eventuali investitori să vină în zona CET. Avem exemplu parcul industrial la Sadu. Deci nu e o problemă doar din câte știu, atât loc suficient. Acum se discută de a lua mai mult spațiu de la Ministerul Apărării, într-adevăr. Dar gândiți-vă și amintiți-vă cât de greu au ajuns acolo investitorii. Asta e o problemă noastră ca județ și care are la bază și așezarea geografică. Scuzați-mă, are la bază mai mult, și având faptul că experiența parcului respectiv, putea să fie mai ușor. Asta va fi un pas care cu siguranță se va face. Avem în vedere că am fost rupți de zona cea mai mare potențial economic, zona Ardealului, că 8 ani de zile v-ați chinuit să faceți un drum de la Târgu Jiu la Petroșani, pe defileul Jiu. Iată că se lucrează și acolo și vorbim tot de infrastructură. Exact ce spuneați, eu repet, ce spuneați și noastră de-a lungul emisiunii și noastră și presa, nu avem infrastructură, de asta nu vin investitori. Am avut o discuție foarte interesantă în campania de anul trecut. Păi, acel drum, dacă nu mă înșel, nu a fost demarat. Proiectul nu a fost demarat pe guvernarea Boc, a fost demarat mai devreme. Da, e din 93, deci de pe vremea lui... Vorbiți din 93, vorbiți de alte etape, tot discută de acest drum. De alte etape. Eu da, vorbesc, și nu s-a eu vorbesc domnul, de cine a făcut licitația. Știți cine a aprobat prima dată, cine dacă a făcut vreți? Licitația? Știți cine a aprobat? Da, că eram acolo. Vă rog. Domnul Vâlceanu, la momentul ăla, care era subprefectul capitalii. Și a venit senior, cu finanțarea. Vâlceanu. Nu, este vorba de, altcineva. Da, a 93, Gorjiu a avut o oportunitate pe care fostul noastră șef de partid, Nicolae Mischie, a eludat-o. A fost și noastră șef. La momentul ăla. Da, a eludat-o. Promovat în politică. Da, dar în 93, nu, m-a dat afară. 93... Avea și momente de luciditate. Exact. Era exact într-un moment invers. Da. Mai glumim. Glumim. Așa, da, sigur. Facem rating. Deci 93 a fost pentru prima dată vorbim de alte finanțat. Etape. Sunt de acord cu asta, dar vorbim de alte etape. S-a ținut o licitație... Bun, și în etapa PDL a fost că nu s-a dus. N-am avut să apele la noi, domnul Tudor. Păi, domnule, dar de ce veniți la guvernare dacă nu le-ați?
În fin. Haideți, continuați asta. Păi, nu știu, acum ați venit dumneavoastră prea mult, sunt niște prea mulți de pași care se fac și... Da, corect. Exact. Sunt niște pași care se fac și un investitor când îți vine, îți... Haideți să ne punem în pielea un investitor. Sunteți oameni care sunteți în business de foarte mulți ani. Ați crescut în business, vorba aia. În momentul în care mergi undeva să investești, nu te uiți, nu mi-a mai venit cineva, m-a investit, la ce, dar, la ce Tudor, sumă se ridică investiția respectivă. Domnule poate Tudor, că și molul ăsta... Municipiul Târgu Jiu și județul Gorj sunt conduse de foarte mulți ani, nu doar de o guvernare de Partidul Social Democrat. Nu se putea crea infrastructura asta până acum. Dacă nu-i puteam aduce pe investitori dar nu până s-a acum. Deci în Târgu Jiu, uitați-vă în ultimii ani când fiecare... an. Păi nu s-a stat, aveți s-a recepționat dreptate, câte o investiție în infrastructură. Consiliului Județean tot merg să caute investitori, dar foarte bine. Acele drumuri pe care le fac în afara țării, din păcate rămân niște simple vizite făcute ba în Italia, ba în Spania. Da. Aș vrea să închei. Chiar și această investiție, molul, și eu sunt de acord cu ce spune domnul Berca și domnul Paraschiv. Domnule, nu e suficient. Aici va fi comerț. Noi trebuie să avem producție. Dar poate vine un investitor care vrea să și producă. Poate chiar acest grup de firme care face investiția în mol dar aducă un partener de afaceri care să facă producție la Târgu Jiu. Domnul Paraschiv vă spunea un lucru. Oamenii au încheiat deja contractele. Unde ați văzut dumneavoastră? Dați-mi voie eu nu vorbesc de producție să vă informez. Nu vorbesc de producție în mol. Da, spuneți domnule. Că acele produse ar putea fi comercializate, da? Unde ați văzut dumneavoastră în astfel de entități că se fac, acolo se fac contracte cu retaileri internaționali. Nu, ascultați-mă, se fac contracte. Deci vedeți dacă mă întrerupeți. Ei, nu, la nu? Ce vă referiți? Eu mă refer la faptul că oamenii garantează că aici au găsit o administrație locală care e interesată să are ușa deschisă nu. Pentru investitori. Contează lucrurile astea. Foarte mult. Contează nu, foarte nu mult. Nu cunoașteți pe asta, nu e... Ce nu cunosc? Deci când vine un mall, o astfel de entitate, vine pe consum. Eu vorbesc de mall, eu vorbesc exact, de investiții. Nu există. Asta am spus și eu, domnul Berca. Domnul Paraschiv a spus foarte clar. Și dacă dumneavoastră consideră că nu ar avea clienți aici, nu ar face investiții. Dar o astfel de investiție conexă. Eu vorbesc de investitorii respectivi care cu siguranță au investiții și în alte domenii, poate chiar în producție și sunt mulțumiți de relația care există. Păi nu vin din producție, domnul Tudor. Domnule, nu vin greșit. După mol, vă spun eu clar. Mă înțelegeți greșit sau nu vreți să mă înțelegeți? Dacă ar fi după ei, știți ce ar face? Care ar veni în locații fără mol? Ca acolo, efectiv, când faci un plan de afaceri pe mol, trebuie să ai un nivel de trai. Vorbiți de cu totul altceva. Mă refer exact la omul care... Vreți să aburiți oamenii, scuzați-mi ghilimelele de rigoare. Eu nu aburesc. Da? Să distorsionați absolut simțiți toate că vă aburesc pe dumneavoastră, nu, încerc pe mine, să vă luminez în de față, da. Încerc să vă luminez și să mă fac înțeles că un investitor care vine și investește în mall, da? Și nu vorbesc de retailer, nu vorbesc de cei care vin și închiriază în mall, vorbesc cei de investitorul care vin și își fac un atelier lângă. Vorbesc de investitorul care a dați-mi făcut acest exemplu. Business de mall. Lăsați-mă ca să termin și dați un exemplu, că nu mai vorbesc după. Că nu pricep nimic. Investitorul respectiv care investește și în alt gen de afaceri, dacă aici a găsit deschidere din partea administrației, din partea comunității locale, poate vine și cu un alt gen de business poate. În Târgu Jiu. Poate. Da, poate. Dați și eu trebuie ca ales local dați-le un să exemplu, pun acest, oamenilor. Să țin cont de acest poate nu mai vă uitați pe net pe asta. Dați un exemplu de așa ceva. Unde s-a întâmplat? Dar, că lângă mol a venit o fabrică. Domnilor, nu lângă acum mol vine o fabrică. Păi în orașul care... În orașul, nu, na, unde? Da, poate veni un investitor. Domnilor, poate o să fie bine că vor veni și investitori care ar putea să producă ceva și să se acciuieze pe lângă molul ăsta din Târgu Jiu, care va fi construit. Eu vreau să-i dau un exemplu. Eu altceva voiam să vă întreb. Oamenii, anul trecut, când era campanie electorală, au ascultat niște promisiuni. Atunci, politicienii de la oricare partid, care le-au trecut pe lângă ușă, care le-au bătut în ușă, cu care s-au întâlnit pe stradă, le-au spus că vor face cu certitudine, nu că poate vor face ceva, poate se vor crea niște locuri de muncă. Spuneam la începutul emisiunii,
Premierul Victor Ponta promitea, nu doar pentru Gorj, pentru întreaga țară, 1 milion de locuri de muncă. Le-a spus că va face acest lucru dacă va ajunge în Parlamentul țării, dacă USL-ul va ajunge la guvernare. Nici de cum nu le-a spus oamenilor că s-ar putea să fie mai bine, ci le-a promis că dacă USL-ul va ajunge la guvernare, știm și replicile din perioada în care PDL-ul era atunci în fruntea executivului. De a doua zi se vor reîntregi salariile, se va renunța la TVA-ul de 24% și așa mai departe. Domnule Paraschiv, oamenii ăștia, credeți dumneavoastră că vor mai crede mult în politicieni în condițiile în care acum le spunem ceva și peste câteva luni, peste un an, venim în fața lor și le spunem mai așteptați un pic, încă nu a venit scadența, nu am promis că vom face de a doua zi. Există o perioadă de 4 ani, pentru că noi ne-am asumat guvernarea, iar acest plan se întinde pe 4 ani. Ei bine, oamenii, spuneam, au primit niște promisiuni și unii dintre ei chiar au crezut în acele promisiuni, dovadă și voturile mari, voturile numeroase cu care USL-ul a câștigat în Gorj. Mie îmi place să fiu mai pragmatic și de cele mai multe ori, sau aproape întotdeauna, vorba lungă e sărăcia omului. Cel mai bine este că aceste proiecte au început și au demarat. Mă bucură faptul că avem o deschidere din partea administrației. E drept, cam târziu, dar e bine că avem și în al 12-lea ceas această deschidere vis-a-vis de zona CET. V-am spus, altă zonă, n-am reușit să identific cu potențial de dezvoltare cum este zona respectivă. Utilitățile sunt în zonă, are dreptate și domnul Tudor, este un plus faptul că această centură este gata. Acum, o astfel de concesiune nu trebuie privită ca o povară. În primul rând, este o facilitate. Eu mă bucur să vină să investească firmele și din alt considerent. Se creează locuri de muncă în zona respectivă, se plătesc impozite pe salarii, se construiesc clădiri, se plătesc impozite pe clădiri, deci veniturile o să fie. Cât de repede, primul pas a făcut. De acum 2-3 săptămâni, de acum o lună, de la ședința trecută, primul pas a făcut. Registrul Auto Român va construi o reprezentanță nouă în zona CET. Îmi doresc. Am încercat să transmit niște idei conducerii. Sper să se pună în practică. Mi-aș dori să fie o zonă ca în vest. Ca în vest, în vestul Europei, mă refer. Nu, una ca în vestul sălbatic. Nu, ca în vestul vestul Europei. Ce vă doriți? Mi-aș dori ca mașinile ajunse în registrul auto să poată să plece pe poartă cu plăcuțe de matriculare deja puse, cu certificate de matriculare, adică să fie o atmosferă mai civilizată și un mod civilizat și european de rezolvare a problemelor. Este o firmă care a concesionat teren pentru reciclare deșeuri în zona respectivă și sper că din încet încet vin din ce în ce mai... Reciclarea aia deșeurilor decât să le aruncăm la tomberon. Nu o fac oamenii și nu este singura. Decât să le aruncăm la tomberon și să piardă... O fac aparatele, adică nu va crea nici aia locuri de muncă pentru tehnicieni, din păcate. Este un semn de civilizație, în primul rând. Că avem un loc de colectare... Există, nu este prima care se face, nu vine respectiva firmă, dar probabil vor împărți profitul, pentru că acum nu mai există o singură firmă care să recicleze, dacă fac să colecteze profit, selectiv, vor exista două, profit, trei sau impozit, sau mai ce multe. Este bine. Haideți să vedem ce spun și telespectatorii. Apropo de mall, oamenii nu mai au bani să ia pâinea de la un amărât de butic. Cu ce să mai cumpere de la mall? Credeți că o să fie mai ieftină? La mall, probabil, pâinea. Vorba lungă, sărăcia omului, ați spus dumneavoastră și vă citează unul dintre telespectatori. Vorbiți de ani de zile și noi suntem mai săraci. O altă opinie. Întrebați, i-a întrebat pe acești consilieri ce au de gând cu parcurile de joacă din Olari. Că ei vor doar voturi, dar fapte tot ca guvernul. Adică, ioc. Să nu citim și bancuri, pentru că primim și bancuri, mulțumim telespectatorilor noștri, dar acum discutăm probleme mai serioase. O să încercăm să ne amuzăm după emisiune.
dificile. De 23 de ani, un alt mesaj, vă certați dumneavoastră politicienii la televizor și după emisiune vă duceți împreună la o cafea pentru afaceri, întreabă cineva. Este un alt mesaj. De ce nu-l invitați și pe domnul Ponta la o emisiune? Să ne spună ce a făcut pentru voturile pe care le-a luat mințind gorjenii. O altă opinie. Domnilor pedeliști, sunteți buni în opoziție pentru că la guvernare sunteți mincinoși. Un alt mesaj de la telespectatorii noștri. Cineva, domnule Tudor, vă întreabă unde vă sunt ochelarii, dacă vedeți bine fără ei. Și în același mesaj să spuneți dumneavoastră ce ați făcut pentru tinerii de vârsta dumneavoastră din Târgu Jiu. Probabil a făcut foarte multe și nu ne-ar ajunge emisiunea. Rămânem totuși pe această problemă. Nu pricepe nimeni că Târgu Jiu este un oraș de succes cu majuscule, scris întregul cuvânt. Nimeni nu are ce căuta aici. Probabil se referă telespectatorul nostru la un anumit monopol. Da, cam acestea sunt opiniile oamenilor. O să încercăm să mai citim până la sfârșitul emisiunii, pentru că vin foarte multe mesaje. Dovadă că oamenii au multe nemulțumiri. Locuri de muncă, mai citesc unul că nu mă pot abține, locuri de muncă va crea la Săcelul, domnul Tudor, la dumneavoastră se referă. Dacă se vor crea locuri de muncă, dacă veți crea locuri de muncă la Săcelul. Iar în mall se va muta Coleusul, unde colectați... În condițiile actuale, bine, dacă le păstrează cele care... Asta reușim. Care sunt? Până acum. Da, sunt niște proiecte în derulare privind crearea noi locuri de muncă. Păi să știe oamenii unde să meargă să-și depună niște CV-uri, pentru că să sperăm că măcar acum, în perioada asta destul de dificilă, nu se vor mai face angajări pe criterii politice. Și vor avea și oamenii ăștia care nu au foarte multe șanse de angajare. În afară de mine, care știu că nu vă pot convinge că am fost angajat politic, mai știți pe cineva angajat politic? Păi, cred că dacă luăm angajările din ultimele luni, presa locală, o parte dintre ziarele locale au mai dat câte o informație pe aici, pe acolo, s-au făcut foarte multe angajări care ridică semne de întrebare da, la anumite unități eu care deservesc mineritul. Am speranța că se vor crea noi locuri de muncă, pentru că sunt discuții să demareze acolo o investiție foarte mare și stațiunea Săcelul să fie într-adevăr o stațiune pentru care are un potențial. Apele minerale de acolo sunt foarte bune și sperăm să o permanentizăm și în perioada iernii și să nu mai fie doar beneficiari, doar angajații din cadrul CEO, să ieșim pe piață și în România, dar și în afara României. Dar se îmbulzesc așa angajații de la CEO acolo la Săcelu? Eu știu că se țin niște cursuri acolo, nu știu ce fel de cursuri se țin. Denumirea este centru de recuperare. Cert este că CEO plătește pentru ele. Centru de recuperare și formare profesională Săcelu. O entitate cum este CEO deține un astfel de centru. Prin contractul colectiv de muncă angajații trebuie să meargă la cursuri de perfecționare sau de calificare. Și eu cred că s-a făcut un pas foarte mare, că acum sunt trimiși la Săcelul să facă aceste cursuri, fiind o unitate în cadrul CEO, și banii nu se mai duc în diferite stațiuni pe litoral, pe la munte, iarna sau vară. Eu știu că la Săcelul se organizează acele cursuri de perfecționare de mai mult timp, nu este primul an. Dar acum din păcate presa nu are acces acolo, sau este mai departe de Târgu Jiu, acolo, aici unde sunt toate organele media, pentru că zvonuri sunt că acele cursuri de perfecționare nu s-ar ține așa cum ar trebui, că de fapt sunt niște bani care... Care Domnișoară, se dau acolo unde trebuie. Vă rog. La mine. Deci vă garantez că nu este nimic necurat acolo. Am rămas și eu că oamenii vin foarte bine pregătiți de la Săcelu. Ați participat la ele? Sunt disciplinați. Asigur cadru bune desfășurări acestor cursuri. Am rămas impresionat. În ce mod? Oamenii, sările de curs, tehnica necesară, videoproiectoare, internet, etc., etc., masă, cazare pentru oamenii respectivi. Oamenii vin luni și pleacă
vineri de acolo grupele care asta vin la cursuri. Asta încercam deci să spun asta și vă eu garantez. Că și când doriți dumneavoastră, dați un telefon. Dați un telefon. Veniți când doriți dumneavoastră. Păi nu vă pot da un telefon pentru că atunci am găsit totul doriți, în regulă, să știți. Așa se întâmplă de foarte mult timp și în Spitalul Județean din Târgu Jiu, acolo unde presa doriți, de când este management privat nu mai are acces decât pe bază de cerere. Ori nu pot să-i spun domnului manager privat de la Spitalul Județean că cineva m-a sesizat că într-o anumită secție și nu refolosesc mănușile de unică folosință. Nu cred că puteți intra cu camera la vederi chiar așa oriunde. Sunt spații unde știm că nu publice, este da, acces, cum sunt deci, blocurile operatorii, dar doriți, pe un hol comun se poate intra. Să știți că presa nu are acces dincolo de poarta de intrare, adică de acel bun. Vă aștept la Săcelul, până pe 13 mai sunt grupe de cursuri. Vă aștept în oricare dintre zile și mergem împreună și vă conduc în sălile de curs, o să vedeți. Păi, nu mă îndoiesc că în momentul în care mergeți cu noi o să, o să se facă totul ca la carte. Ajungeți acolo și sunați de la poartă. Nu, ajungeți acolo și veniți la mine la birou și mergem împreună. Transparent, bine, total. Întrebarea era dacă acolo, în condițiile în care se vor crea locuri de muncă, vor avea șanse și oamenii, pentru că spuneam, nu vom angaja niște roboți, o să, pe cum să n-aibă acces oameni? Dacă cine vor avea acces oamenii care nu au coloratură politică. Păi eu nu pot să cer unui om să nu aibă coloratură politică. Nu puteți să nu-i cereți? Nu pot să-i cer să nu aibă coloratură. Decizia aparține fiecărei persoane. Păi, am domnule colegi, Tudor, am știți colegi, foarte bine am colegi că care sunt la PDL. Nu am niciun fel de problemă. Nu bine, m-am dus acolo să nu-i angajați să nici dumneavoastră din partid. Pentru că, da, pentru că deci nu am știm să celul. Deci mă rog, nu are importanță cine, cine sunt. Portarul... Nu, nu are importanță cine sunt. Nu e doar o persoană, sunt mai multe. Le apreciez, au opinie da, în timpul liber, sunt membri de partid, dar unui partid politic, ar fi chiar culmea. Acolo suntem la serviciu, ne facem treaba, nu fac ședințe cu nimeni dimineața să le prezint programul domnule politic Tudor, al PSD-ului. Știți foarte bine că și dumneavoastră ocupați postul de la Săcelu fără să fi dat un concurs. Ori și în cazul dumneavoastră au existat suspiciuni că eu cred că v-am lămurit într-o emisiune și v-am spus. Da, dacă nu eram membru de partid, nu cred că ajungeam la Săcelul da, și eu v-am mulțumit că ați fost sincer. Sincer v-am mulțumit și pentru sinceritate. Numai că și în continuare sunt sincer și de asta v-am spus. Nu, eu încercam să vă determin, încercam să vă determin să-mi promiteți că și oamenii care nu sunt membri PSD ar putea să se angajeze la Săcelul atunci când dumneavoastră veți crea acele locuri de nu, muncă. Nu, că suntem în alianță din păcate, pe da. Din păcate, angajările se fac în cadrul CEO. Noi suntem unitate care aparținem de complexul energetic urbain. Da, cineva mă apostrofează că nu citesc mesajele integral, nu pot să citesc mesaje care conțin termeni ce ar putea jigni invitații sau termeni calomnioși. Îmi pare rău. Da, dar dacă încercați să vă cenzurați un pic, pentru că am văzut asta se poartă, o să le citesc așa cum le trimiteți dumneavoastră, altfel le citesc și eu cu bipuri, da, cum spun colegii din regie. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, pentru că spuneam astăzi la Târgu Jiu a avut loc o dezbatere publică, nu a mai fost una ascunsă, a fost una anunțată, dar transformată într-o ședință de lucru, într-o ședință operativă, pentru că spuneam, la ea au participat foarte mulți angajați ai primăriei, primăria organizator al acestui eveniment. Trebuia să se discute acolo planul urbanistic zonal al Căii Eroilor, acel ansamblu care urmează a intra în patrimoniul UNESCO. Sunt foarte multe îngrădiri în cazul în care vrem să accedem acolo. O să vedem despre ce este vorba și o să vedem ce scrie media despre acest lucru.